Da, bună seara. Păi, până mă pregătesc, până mai una alta, am zis să mai dăm niște efecte de culoare între timp, până să mai usca puțin ce am dat acolo, să produc un efect chimic de uscare. Între timp eu o să mă pregătesc și o să intru peste această lucrare și o să vă arăt niște treburi. Nu e chiar atât de... nu e chiar atât de sofisticat ceva, doar că probabil o parte dintre noi nu știm și atunci am zis hai să mai facem câte ceva în plus față de ce știam până acum. I-a dat o mână de ulei de... ulei de in și cu o ușoară culoare de umbră arsă un laviu. Lucrez cu vopselul de la Umton, oferite de magazinul mustache.ro, magazin online, magazin de produse pentru pictor și numai pentru pictor și pentru cei care vor să se apuce de pictat. Hai să vă arăt niște... Pentru că am deja un suport asigurat de culoare, pun niște alb aici, în palmă. Vedeți, e foarte puțin. Ulei nu am pus deloc. O să încerc să fac o probă să văd dacă funcționează absorbția culorilor pe suport. Iar dacă o să fie acceptată absorbția culorilor pe suport, voi continua fără a pune ulei. Dacă nu am absorbția culorilor pe suport, adică pe suportul însemnând pe vechea pictură, atunci voi adăuga puțin ulei. Se pare că am probleme cu internetul, ca de internetul, dar nu știu de la ce, că sunt pe date mobile doar. Voi începe cu culorile foarte tare deschise pentru a crea un clar obscur puternic. Culorile deschise însemnând primele din gama cea mai puternică de culoare. Da? Voi repuncta cumva zonele deja punctate, adică voi pune culoare tot pe acolo pe unde am mai mers și înainte și în felul ăsta putem obține... E mai complicat. Știu că nu mulți dintre dumneavoastră să se apuce de Rembrandt, nu mulți dintre dumneavoastră să se apuce să picteze în genul ăsta, dar îmi fac datoria să vă spun ce pictez în seara asta doar. Restul, știți cum e, fiecare cum dorește. Cine vrea să stea să se uite, se poate uita. Cine nu, merge la România Autale și se uită că e pe ProTV sau pe ce, nu mai știu pe ce funcționează. Cu o pensulă îmi pun culoarea, cu cealaltă o să încerc să estompez. Adică le voi omogeniza în pelicula de culoare. E o peliculă foarte fină din ce a mai rămas uleiul cu umbra arsă. Da? L-am pus pe acela pentru a-mi asigura o continuitate cumva a culorilor vechi și culorilor noi. Între culorile vechi și culorile noi, dacă nu avem un suport de continuitate, o culoare care, sau un ulei în cazul de față, un suport care să ne asigure legătura dintre cele două, să observăm, vom observa că culorile între ele nu se leagă. Sau dacă se leagă prin
rămâne acele lacune subtile, ce e drept la prima vedere, după care, dacă vom continua să punem ulei mai mult, subtilitatea lacunelor dispare și începe să fie din ce în ce mai agresive acele lacune, adică ele se vor împrăștia și vor rămâne niște locuri neacoperite de culoare, pentru că cele două straturi nu sunt compatibile între ele. Pentru a cumva pentru a nu avea astfel de neplăceri, și asigurăm continuitatea culorilor prin aceste straturi de culoare, da? Care după o șlefuire subtilă, ați văzut cum am făcut prima dată, da? Am asigurat o șlefuire subtilă cu un șmigher subtil, da? Un șmigher fin. Apoi am venit cu puțină culoare, cu o culoare, ulei cu puțină culoare, asta însemnând culoarea trebuie să fie o culoare care să fie compatibilă cromatic cu celelalte culori care urmează să fie puse peste acest tablou. Într-un cuvânt, e cumva pregătirea pentru a putea picta celelalte culori peste un tablou mai vechi. În cazul meu, nu e un tablou vechi, este tot tabloul meu, doar că după o perioadă de timp, culorile se usucă și atunci trebuie să revenim la ceea ce înseamnă pictura proaspătă. Să asigurăm un suport de pictură proaspătă, de culoare proaspătă. Încerc să mă și concentrez pe ceea ce fac, să vă și vorbesc. Nu e chiar deloc tot mai ușor. Dacă stai să te gândești că ce fac eu aici, trebuie să ai și concentrarea lucrului bine făcut, da? Să mă mai gândesc și ce spun, încep lucrurile să complice. De-aia de multe ori pictez în timp ce sunt în direct și uit să mai vorbesc. Uit să vorbesc nu pentru că uit intenționat, ci pur și simplu am uitat. Pentru că se concentrează, sunt absorbit de ceea ce fac. Da. Bun. Se întâmplă un fenomen aici, vedem bine, avem o pată de culoare deschisă. Da? Și după aia avem o subtilă umbră pe partea asta de aici, din spate a petei astea de culoare deschise, adică a volumului de culoare care îl oferă, volumul fiind oferit de culoarea mai intensă decât cele din margine, dar în schimb aici avem pe margine o culoare mai închisă. Se duce cumva subtilitatea și se închide și după aia avem fundalul mai deschis decât părul, care este de fapt închis. Acest fenomen se poate întâmpla nu des, ci foarte rar, în anumite condiții în care este acceptat și varianta, știm bine că părul este alb și totuși noi facem negru pentru a putea fi evidențiat, pentru a putea fi văzut într-un con de lumină. Da? Într-un con de lumină care de fapt înseamnă acest fundal pe spate, da? Ce ne face fundalul ne ajută pe noi să înțelegem de ce personajul nu este lipit, tăiat cu foarfecul și lipit acolo pe un fundal. Dacă vreți să distribuiți, puteți distribui. Cine vrea să facă aceste distribuiri, înseamnă că ține și respectă ceea ce fac. Cine nu face distribuiri, înseamnă că așa vrea el să fie incognito. Cam așa ar trebui să stea lucrurile pentru cine vrea să picteze în genul ăsta. Și nu numai pentru cine vrea să picteze în felul ăsta, ci și pentru cei care vor să picteze chiar și natură statică și orice ar dori să picteze, se poate picta în felul ăsta. Deci, asta este doar o tehnică. Faptul că e un bătrân putea fi și un copil, putea fi orice altceva, da? Dar baza concret a picturii tehnice acestea este ceea ce vă spun eu aici, câteva lucruri din care aș vrea să vă fac cunoscute din tehnică. Ca să vă aduc toată tehnica în față și să vă spun că se pictează într-un fel pe care eu l-am învățat de atâția ani de zile, e mai complicat. Dar ca să vă spun așa câteva lucruri pe scurt, aș putea să vă le spun, vedeți bine că o fac cu cea mai mare plăcere. Deci pictez cu vopsele Umton, da? De la mustaș, magazin online, magazin oferit de mustaș, produse oferite de magazinul mustaș.
Da, cam așa stau treburile. Eu am să intru și am să fac pe o pânză nouă ceva nou în seara asta. Am spus că voi intra cu acest bătrân. Facem introducerea subtilă, pentru că emisiunea, părți, emisiune. Video ăsta pe care l-am început acum, probabil că o să dureze o oră jumate. Uite ce frumos este și așa. Da, este foarte bine. Am să mai încerc puțin să mai puntez cu puțină culoare mai din ce în ce mai gros, să vedem. E complicat să știți și culorile astea să le pui din ce în ce mai gros, pentru că uneori funcționează, alteori este lesne de înțeles că nu funcționează de fiecare dată în aceeași manieră. Felul în care o parte dintre dumneavoastră încerca să pictați, adică felul în care mă refer aici la felul cum țineți pensula. Nu știu, mie mi-arată că suntem 47. Eu cred că suntem mai mulți, dar Facebook-ul așa arată, ca să mă facă pe mine să cred că sunt puțin. Eu știu că sunt mai mulți de 47 care se uită, așa că cumva nu mai pot fi fentat de Facebook. Uite, vedeți? Și din ce în ce mai mult și mai mult punem culoare. 67, vezi? Gabriela, mulțumesc mult, Gabi. La mine mă fentează Facebook-ul pentru că nu vreau să le plătesc acei bani pe care ei îi voi de la mine. Eu nu vreau să-i plătesc, că nu am nici motiv să-i plătesc, sincer. Și atunci, normal că și ei încearcă să mă fenteze pe mine și nu mai îmi dau un raport exact al urmăritorilor. De exemplu, dacă cineva mai vrea să mai intre pe pagina mea, cu toate că am eliberat din pagină, nu mă mai pot găsi pe Facebook, mă aruncă și mă ascunde prin toate cotloanele Facebook. De-aia vă spun că dacă vreți să fiu și eu cumva să vă mulțumesc și eu vouă, trebuie să distribuiți și voi, ca să vă mulțumesc și eu vouă prin faptul că ați distribuit. Nu distribuiți, normal că și eu cumva am mai avut astfel de conversații și nu aș vrea să mă mai repet pentru că ține de o mare, mare logică pe care aș vrea să o înțelegem fiecare fără să o mai pun eu așa în prim plan, da? E o logică simplă, elementară, orice lucru se plătește, da? Și atunci, pentru că nu le plătesc lor, am încercat să vă aduc cumva eu... Hai să facem și aici. Hai să vedem, deja acolo e puțin cam mult. Hai să vedeți albul de aici, e puțin cam mult, da? E deranjant de mult, da? Hai să încercăm să facem subtil. Deci nu există în pictură, în general, când pictăm într-o manieră sau într-o tehnică, trebuie să avem în vedere să nu ieșim cu ceva în evidență mai mult ca... Păi nu trebuie, da, normal, nu mai anunță, știu. Asta e, nu o să mai deschidem subiectul lor, pentru că epuizăm timpul cu astfel de lucruri inutile, zic eu, legate de Facebook și de faptul că deja ne-am cunoscut prin ei și funcționăm prin ei încă, le suntem datori, dar și ei, normal, la rândul lor, mă ascund din ce în ce mai mult, vizibil să nu mai fiu, pentru a mă determina să le fac acea plată pe care v-am spus, nici eu nu o văd justificat atâta timp cât la început nu se cerea acei bani, acum o cer. Așa că și eu, la rândul meu, încerc și eu să fiu cumva în felul meu. Bun. Când spun bun, înseamnă că nu mai am nimic de spus. Așa. Eu o să mă opresc aici cu acest... Mai îmi spune cineva, Monica, Ardelea Monica sau Gabi sau Alexandru, mai spune și mie cineva urmăritorii câți mai sunt acolo. Știți de ce? Pentru că eu tare, tare sunt curios să vedem cât sunt și cum mă poate pe mine fenta Facebook. Imediat voi intra cu un alt tablou, ăsta îl voi lăsa așa, pentru că vreau să încep ceva nou.